Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem în direct, așa cum ne place nouă să venim alături de dumneavoastră în fiecare dimineață, pentru că poate împreună și noi și dumneavoastră o să ne facem ziua mai frumoasă, plecăm într-o nouă aventură, pentru că fiecare zi e o nouă aventură, plecăm într-o nouă aventură, așa, cu zâmbetul pe buze, cu lucruri frumoase, cu inima împăcată, pentru că eu și colegii mei aici la Dale Dimineții, bună dimineața, Rosi! Bună dimineața! Încercăm să venim în casele dumneavoastră cu lucruri frumoase, cu lucruri binecuvântate de Dumnezeu, dar nu doar cu lucruri, așa cum eu spun de fiecare dată, cu oameni, cu oameni care fac lucrurile diferit. De ce spun diferit? Pentru că oamenii pe care eu îi întâlnesc în viață și pe urmă îi rog să vină alături de mine aici, la Dale Dimineții, lasă ceva în urma lor. Lasă ceva frumos în urma lor, lasă așa o umbră, să spunem așa, de binecuvântare pe fața pământului. Și noi, cei de lângă ei, mergem cumva alături de ei, vedem ceea ce fac și mi s-ar părea corect să aducem și celor care nu reușesc să-i vadă, așa cum suntem noi binecuvântați, cei din presă, mai ales să-i vedem de fiecare dată când mergem la tot felul de evenimente, să-i aducem în casele dumneavoastră și, bineînțeles, în sufletele dumneavoastră și să-i vedeți așa cum sunt ei altfel. Altfel, pentru că astăzi nu e îmbrăcat așa cum îl vedem la evenimente, în acele frumoase cămăși bărbătești care poartă cusătura aceea care nouă ne e foarte dragă, tradițional românească. Astăzi este îmbrăcat ca un profesor adevărat, să spunem, cum îl văd copiii la școală. Alături de mine, domnul profesor Ionel Coza. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Eu vă mulțumesc pentru accept și am spus-o și o spun de fiecare dată. Îmi cer iertare, sincer, că a durat atât de mult timp până să mă îndrept către dumneavoastră cu o invitație clară. Haideți, vă rog frumos, la Dale Dimineții, pentru că noi tot povesteam, domnul profesor, trebuie să facem o emisiune, vă rog, dar niciodată n-am stabilit ziua și ora. Așa a fost viața și eu spun că viața, în viață nu e nimic întâmplător. Lucrurile se fac așa cum ne-ai scris de la Dumnezeu. Și duminică când am ajuns la Vața, pentru că v-am spus și luni, duminică am fost la Vața de Jos, la Nedeie, l-am întâlnit pe domnul profesor. Și primul lucru când m-am pus la masă, când am ajuns, domnul profesor, miercuri dimineața ce faceți? Știți, la Dale Dimineții ne vedem la ora 7. Și a spus da din prima. Și asta mi-a dat așa o bucurie. Înseamnă că e momentul să ne vedem și să povestim. Da, mulțumesc. Niciodată nu-i prea târziu. Eu sper să nu fie prima, eu sper să nu fie ultima, eu sper să fie începutul unei frumoase colaborări, pentru că în cele 50 de minute din această dimineață nu o să reușim să spunem toate lucrurile frumoase pe care dumneavoastră le faceți. Și mereu, prin activitatea dumneavoastră și alți profesori, aveți darul acela de a crea talente. Pentru că de foarte multe ori e o binecuvântare să ai har de la Dumnezeu, dar dacă nu ai un profesor care să te modeleze, să te creeze, să spunem așa, rămâi așa, un talent necunoscut și pierdut. Da, eu cred că important este ca un profesor să-l încurajeze pe elev. Dacă vede un potențial artistic în persoana respectivă, nu neapărat artistic, este obligat să-l încurajeze. Dându-i curaj, acel copil va prinde încredere în el și, la un moment dat, va reuși, să zic eu, pe tărâmul artistic sau, știu, în altă
activitate pe care și-o dorește. Încep să share-ui, deja văd că avem primii telespectatori care ne scriu mesaje. O să dau citire mesajelor și o să-i salutăm pe cei care sunt în online alături de noi, cam fiecare dimineață. Dar să începem cu începutul. Da, și eu sunt curioasă, să știți. Și chiar am căutat pe net, pentru că știam că voi merge la Vața și vreau să-mi fac o oarecare prezentare și nu am aflat. Unde sunteți născut, domn profesor? De unde sunteți de țarină deloc, să spunem așa? Da, născut la Vața de Jos, în satul Târnava de Criș locuiesc în prezent. Acolo am făcut școală, școala primară, apoi la Vața gimnazială. Am ajuns în 73 la liceu pedagogic din Deva. Aici am întâlnit niște colegi formidabili, niște artiști. La vremea respectivă era Drăgan Munteanu și alți colegi de-ai lui care aveau deja un taraf aici. M-am integrat și eu. Cântam la clarinet atunci. Așa. M-am integrat în taraful liceului pedagogic și după aceea în paralel activam și la ansamblul Silvana, al Casei de Cultură din Deva. Prin 75 știu că s-a dat în folosință Casa de Cultură din Deva. Așa am activat și e, acolo, da, cu Drăgan, mergeam în foarte multe turnee la vremea respectivă, se făceau spectacole. Ei, după Silvana a urmat ansamblu Getuza câțiva ani și apoi, pe scurt vreau să vă spun așa, să trecem repede, apoi din 82 am fost în Petroșani, am predat la Petrila muzică la Casa Pionerilor și eram și dirijor la ansamblu Parângu din Petroșani. În 88 ne-am întors la Brad, mai aproape de casă, și aici am preluat ansamblul Doina Crișului și am activat aici ca dirijor până în urmă cu 5 ani. A spus domnul profesor că trece pe repede înainte povestea. Între timp eu am șeruit așa cum ați văzut, pentru că cei care sunteți în online vedeți că eu fac. Invitatul meu în momentul, nu doar domnul profesor Ionel Coza, toți invitații când văd că eu iau telefonul în mână, încearcă să scape, știți? Că așa se întâmplă. Aici ai emoții, nu se vede, spunem noi, sau credem, dar noi avem emoții pentru că de fiecare dată când vorbim despre noi e cel mai greu, adevărat? Da. E foarte greu să vorbim despre noi. E mai ușor să spunem lucruri frumoase despre celălalt de lângă noi. Frumoase, sper eu, de fiecare dată. Nu spunem lucruri urâte niciodată. Mergem în copilăria dumneavoastră. Ne-ați spus așa pe repede înainte, activitatea e mult mai vastă. O bucată din ea o să o mai amintim pe parcursul emisiunii. Avem și bucățele cu filmări, așa cum știți, din activitatea celor care trec pe la noi. Doar câteva bucățele, am spus, sper să fie doar prima emisiune pentru cei care au venit mai târziu și să continuăm această colaborare. Pentru că domnul profesor are acolo lângă el la Vața niște tineri minunați pe care o parte din ei eu i-am cunoscut duminică și o să povestim despre ei. Eu am o întrebare, am mai multe întrebări, dar una, de ce Taragot? Pentru că Taragotul nu e, din ce am aflat eu, când am început să vin la Vața cu acum câțiva ani la Festivalul Taragotului, un coleg de dumneavoastră de brazlă din Banatul de Sus, dacă țin eu bine minte, mi-a ținut o lecție foarte frumoasă. Taragotul, despre acest instrument. Taragotul nu este neapărat un instrument românesc. Popular românesc, da. Și adevărat. Și la ce instrument ați început prima dată? Mi-a zis flaut. Nu, clarinet. Clarinet, așa, am încurcat. Clarinet. Cum ați ajuns la taragot? De ce taragotul? Da. Mai ales că în anii aceia, să spunem așa cum știm de la Nenea Pera și de la Adi, am mai povestit și mai am prieteni care cântă la acest instrument, taragotul nu se preda în anii aceia, nu era un instrument să-l găsești ușor la școli.
Vorbim de 73, 74, 75. Mă, nici acum taragot? Cred că nu se predă, nu știu unde se predă taragot. Deci, de ce taragot? Pentru că am început, cum am zis, clarinet, apoi am cântat și pe saxofon și simțeam că nu-i sunetul care îmi plăcea mie cel mai mult. Și taragotul este instrumentul de suflet, ne-a devenit un instrument de suflet, are un sunet de lemn, un sunet cald, un sunet care vibrează în momentul în care cânți. Nu este același lucru cu saxofonul, să zic eu. Acum, mulți copii, să zic eu, învață la saxofon pentru că este un instrument la îndemână. Îl găsești și ieftin pentru începători, vreau să spun, și poți să înveți mult mai ușor. Taragotul este un instrument în care trebuie să investești mai mulți bani și nu toți părinții, zic, au încredere bună, dau nu știu câte mii de euro pe un taragot de Stoba, astea sunt, să zicem, mărcile, este marca cea mai cunoscută, și dacă nu învață la el, atunci părinții, mai bine începe cu saxofonul și... Deci asta este, să zicem, problema, pentru că în ultimul festival al taragotului de la Vața, știu că cei de la Consiliul Județean au văzuseră copiii mei în spectacol, care cântau cel mai mult cu saxofoane, am avut un moment de osuit acolo cu ei și au zis că ar fi bine să înființăm aici o clasă de a școlii populare de artă la Vața și să predau taragot. N-am reușit să predau taragot anul acesta școlar, dar am reușit să conving doi părinți și doi copii să-și cumpere taragoate și acum de la toamnă vom începe cu cei doi. Probabil vor veni și alții, sper, să-și cumpere taragoate, pentru că este un instrument mai greu, adevărat, eu ziceam totdeauna, taragotul este un instrument nărăvaș, adică trebuie să-l știi, să-l ții în frâu, pentru că este mai dificil decât la celelalte instrumente, saxofonul, care este așa, acum, peste tot, cei mai mulți tineri, la instrumente de suflat, saxofone. Mulțumesc, Rossi. În momentul în care noi vorbim, avem imagini cu domnul profesor, exact ce vorbeam, de la Vața, de anul trecut, cred că sunt imaginile, le-am filmat exact ce povesteam. Anul trecut la Vața, la Festivalul Taragotului, a existat acel moment în care domnul președinte Laurențiu Nistor a spus pe scenă că domnul profesor, ăsta e momentul, dar vreau să spunem că domnul profesor făcea școală cu acești elevi și înainte. Ideea e că vor primi și patalamaua, să spunem, da. Pentru că asta e toată diferența. Aici vreau. Domnul profesor își dedica oricum timpul acestor tineri, atâta tot că ei nu aveau și hârtie. Acum vor primi și acea diplomă care să confirme, să spunem așa, că ei au trecut prin mâinile domnului profesor. Da, am văzut acolo și un băiat cu taragot. Anul trecut era lângă dumneavoastră, eu v-am întrebat și duminică. Da, e mare lucru să-i convingi pe copii să vină în ziua de astăzi să facă folclor autentic românesc și să-i urși pe scenă, pentru că vremurile un pic s-au schimbat față de cum erau la vremea aceea. Și asta, uite, mulțumesc, Rossi, vin și cu dovada. În 2018, domnul Ionel Coza, domnul profesor, era deja alături de niște frumoși tineri. Aici suntem tot la Vața, dar la Bălțata. Mi-aduc eu aminte. Expo Târgu de la Bălțata. Da. Ne-am dus că atunci am mers prima dată să văd și o văcuță. Da. Vedeți, domnul profesor, există dovezi a lucrurilor. Uitați acolo exact ce spuneam. Există dovezi, au rămas. Totul e să găsim oameni care să și arate celor de acasă. Eu spun mereu, sunt nevorbită, dacă nu folosim tehnologia
Există oricum. Momentul se termină acolo. Emoția, munca dumneavoastră de la Expo Târg din 2018, dacă Rossi nu era acolo, rămânea acolo. Da. Diferența e că după ani și ani noi ne uităm la câte un suflător pe scenă și te întrebăm cine ți-a fost profesor și auzim, Ionel Coza. Da, nu fac neapărat pentru asta. Vorbeam de taraful de la Vață. Vața era cunoscută prin băile de la Vața și taraful de la Vața. Corect. Două lucruri grandioase. Băile acum sunt în ordine, este acolo o companie privată care a investit și arată foarte bine. Vis-a-vis de taraful e mai greu. Taraful înseamnă suflători, așa era obiceiul acolo la Vața, era taraf de suflători. Când eram eu copil, erau peste 30 de suflători. Vă dați seama, când suflau toți pe o scenă, eu eram copil, mi-aduc aminte, vibram și eu cu ei odată și stăteam tot timpul în spatele sălii, acolo în picioare și mă uitam la ei ca la niște sfini, nu știu, ca la niște mari artiști. Adică poate că nu cântau, știu la ce nivel atunci, dar când cântau toți, atunci pentru mine erau emoții foarte puternică. Cred că și asta m-a făcut să învăț pe urmă, pentru că și tatăl meu a cântat la saxofon și încă din clasa a patra am început să cânt două, trei melodii la saxofon și pe urmă am continuat. Aia spun, taraful nu crește așa repede. Și atunci venind eu acum, întorcându-mă în satul natal, așa am început, de fapt. Mă întrebă de taraful, nu știu. Nu e taraful, așa, nu se crește taraful, nu apare taraful peste noapte. Atunci am dus la niște tineri, niște familii pe care le cunoșteam, a copiii lor, aveau băieți și zic, nu vrea să învăța la saxofon. Vă învăț, fără bine la voi acasă. Și așa am început. Aveam vreo patru elevi la care mă duceam acasă, le dădeam studiu. Bine, am început cu partea teoretică, cu note, cu așa ceva. Vorbeam de faptul că există tehnologie. Când le scriam melodii sau știu game ce le scriam, le înregistram și apoi le lăsam ca să poată să studieze. Mult mai ușor le-a venit așa. Și așa chiar au învățat, au făcut niște performanțe rapide, așa de la, să zic eu, de toamna până vara, când deja i-am băgat într-un, tot așa în ND, cred că au apărut un grup de, am cântat ceva simplu așa, dar toată lumea a fost super încântată că a văzut, era niște copii. Acum am început în sat, cum am zis, copii din sat, pe urmă au aflat și alții și m-au sunat, nu puteți să lași copilul meu, nu puteți, da. Și atunci au venit copii, nu neapărat numai din comună, au venit și din județul Arad, pe la Hălmagi, au venit din partea Bradului, de aici am destul de mulți, așa, elevi care au venit și în felul ăsta, până m-au zis primăria, uite, vă dăm o sală la Vața aici ca să vă întâlniți cu ei, să studiați acolo. Și am continuat acolo la Vața. Nu mai chemam acasă la mine. Măcar atât. No. Uite că se văd așa niște roade ale... Sper să mai fie și alți copii, să mai vină și tineri. Am avut așa un moment de... Zic eu, tristețe că nu sunt foarte mulți din comună. Adică unii zic, păi, da, dar... Cât ești din comuna Vață, că alții din alte părți vin aici și cântă. Bun, alții din alte părți, dar cu mine au învățat. Nu pot să-i lase. Ei vin aici cu plăcere, cu drag să cânte și... Atunci am început, cum să zic, m-am dus la școală, la Vața, directoare, am vorbit, acum vreo 2 ani de zile, doamna directoare, vreau să facem un proiect. Nu trebuie scris nimic, zic, doar atât să anunțați copiii care vor să învețe, eu vin și mă ofer într-o zi în care hotărăsc ei. În săptămână, după orele de curs, vin aici, că erau legați unii și de transport cu microbuzele acasă și învețe. Și atunci am vorbit. Se înscrisese vreo 7. Adică chema și părinții să le expun despre ce vorba și ce vreau să fac, așa că au nevoie și de instrumente. Până din 7 au venit 5. Din 5, așa, m-am trezit cu unul singur care mai rămas era prin clasa 6-a, care când era bolnav nu trăgea firea. Apropo de cei din comun. Da, corect. Eu sper să mai să trezească și alții și să, nu, să-și dorească să învețe. Eu, bucuria mea asta este, să văd că rămâne ceva
zice, uite, am învățat, nu neapărat să-mi ridice nimeni statuie, nu asta îmi doresc, doresc doar așa să rămână niște copii care să spună, uite cu cine am învățat. Cu profesorul Ionel Coza. Să știți că eu am stat acolo în spatele scenei, înainte de prezentarea, i-am auzit pe acei băieți. Într-adevăr, ei nu știau cine sunt, vorbeau. Îmi rămâne în minte și povesteam cu domnul profesor, apropo de Hălmagiu, Răzvan Ong. Nu mai am listuța, le-am uitat acasă, chiar spuneam, dintre băieții care au urcat pe scenă duminică. Da, e de la Hălmagiu sau ce? Da, da, Hălmagiu, momentul da. De instrumentiști. Nu știu dacă taraful de la Vața neapărat ar trebui făcut doar cu instrumentiști din Vața. Sunt atâtea tarafuri care sunt în țară, care reprezintă o zonă și sunt din apropo, numai puțin, zicea Nicolae Furduiancu acum câțiva ani, zice, bă, și instrumentiștii ăștia au ajuns niște mercenari. În sensul că vezi, da, de cele mai multe vezi instrumentiști, ba la Târgu Mureș, da, cunoscuți, da. Ba la Banatul din Timișoara, ba la Dragan Munteanu, că nici Dragan Munteanu nu poate să angajeze toți instrumentiștii din județ. E greu. Și corect. Atunci trebuie să-i aduci colaborări cu ei. Corect. Și sunt numele de Dragan Munteanu. Asta nu înseamnă că dacă eu vin copii din zona Brad și nu din comuna Vața, nu pot să le spun că ei fac parte din taraful de la Vața. Fac parte din taraful de la Vața. Taraful de la Vața va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră. Am povestit și într-o emisiune cu alt invitat de suflet pentru mine de acolo, de la Vața. Într-adevăr, eu mi-aduc aminte când eram copil, când mergeam cu taică-miu la spectacole, o luam, intră taraful de la Vața, da. O luam la fugă să ajungem în sală din spatele scenei să-i auzim pe cei de la Vața. Într-adevăr, sunetul nu o să-l putem uita niciodată. No. Cine i-a auzit odată într-un spectacol, nu o să poată uita niciodată. Și chiar ceea ce cântau era folclor autentic românesc. Atunci. Bună dimineața, felicitări pentru întreaga activitate. Așa e, nenea. Enea Vasile, instructorul de la Hațegana, ne scrie și vă felicită. Nicola Alina ne spune, bună dimineața, bună dimineața, Alina. Tanti Maria Hinț, bună dimineața, felicitări domnului profesor pentru ceea ce face. Așa e, mulțumesc că mă susțineți. A Petri Radu, servus Radu, bună dimineața și mulțumim pentru filmările de duminică. Eddie Hinz ne spune bună dimineața, Sergiu Stănescu ne salută din Anglia. Se uită domnul profesor Câlția la noi, bună dimineața maestre. Salut, Camelia Cotoară ne privește, e în Germania, Nicu Hurdea, un om de valoare cu un caracter nota 10 plus jos pălăria. Așa e, dragii mei, mai venim cu imagini. Adrian Mureșan de la Hațegana se uită la noi, bună dimineața, felicitări drumului profesor, îi mulțumim. Alin Ienciu se uită la noi și văd că ne salută și, bineînțeles, prietenul nostru, Gheorghe Lăscoi, de la un alt interpret de folclor autentic românesc, îl știți, cred că, pe, da. Ghiță, pe Gheorghe Lăscoi, pe Juicy, cum îi spunem noi, să uite la emisiune. Vă salutăm, dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje. Continuăm să citim, dar mergem un pic mai departe. De-a lungul vieții am căutat noi rosiare în arhivă, colaborări, ne-ați povestit, l-ați cunoscut pe Îndrăginu, l-ați cunoscut personal, ați cântat cu el în scenă. Cred că e ceva care nu o să poată dispărea niciodată din sufletul unui om, Dragan Muntean. Vă simțim, să spunem așa, de fiecare dată când îi pomeniți numele sau când e un eveniment dedicat lui sau când îl amintiți pe câte o scenă, că se întâmplă să vă auzim, aveți așa o altă stare, să spunem. Care e amintirea cea mai frumoasă? Că acolo ne ducem. Da. Cum spuneam, Drăgan Munteanu mi-a fost coleg. Adică eu am devenit coleg cu el la liceu pedagogic, așa a fost o interacțiune scurtă și imediat am devenit, să zicem, prieteni.
am colaborat pe perioada liceului, pe urmă în, la ansamblu Silvana și după aceea am ajuns, aveam evenimente împreună în aceeași formulă, l-am însoțit, să zic, pe Drăgan de-a lungul activității lui, începând din 88, dacă nu mă aduc aminte, la Floarea din Grădină, când am mers cu el acolo la București și cu dansatorii de la Păinița Voinii, apoi primele înregistrări radio cu orchestra radio condusă de Paraschiv Oprea, am fost alături de el la primul disc Electrecord și toate acestea, să zic, amintirile acestea sunt extraordinare. Mi-aduc aminte numai ultima dată sau înainte să treacă neființă, am întâlnit la Deva și făcuse cu emisiunea cu doamna Mărioara Mărărescu, făcuse un film acela la Păinița Voinii și îmi povestea cu atâta bucurie de realizarea aceasta, zice: Nelu, acum pot să și mor. Și chestia asta am și spus-o într-o emisiune la TVR, la doamna Mărioara Mărărescu, și a și scris-o într-o cărticică replica aceasta, așa, acum pot să și mor. Și pe urmă, atunci nu am gândit, dar n-a trecut mult, nu știu, poate un an, după ce mi-a povestit și s-a dus. Nu, mi-a fost un prieten și am cântat în atâtea evenimente, amintiri, toate. Toată întâlnire rămân niște amintiri plăcute cu Drăgan. A fost un prieten, a fost prieten de familie și ne-am făcut și niște concedii împreună. Atunci la început, el, mă rog, după ce a reușit să se lanseze, era, să zicem așa, nu mai putea să vină să meargă în toate evenimentele astea, la nunți, să zic cum erau atunci. Renunțase într-un fel ca să poată să meargă în spectacole, pentru că atunci spectacolele Tezaur erau sâmbăta și el, fiind legat de aceste spectacole, nu putea să-și mai ia evenimente să cânte cu formația, numele formației. Atunci... Da. Noi se face Pielea de Găină, avem câteva imagini din acel filmuleț despre care domnul profesor ne povestea. Va rămâne, spunem, a trecut în neființă, eu îl simt mereu printre noi. Am povestit și anul acesta la festivalul concurs Drăgan Muntean, care s-a ținut în Deva. Eu îl simt cumva mereu aici, nu știu, parcă rămâne așa ca o pază la tot ce ni se întâmplă în zilele noastre, când folclorul autentic românesc dă să piară. Parcă vine el și cumva încearcă să ne trezească la realitate. Așa, de fiecare dată și nivelul acestui festival dedicat Drăgan Muntean, da? Parcă crește de la an la an. Parcă în ciuda tuturor celor care spun că folclorul autentic românesc nu mai are viață. Se duce, da. Da. Parcă din ce în ce mai mulți tineri, am văzut și la Vața, 17 ani, 16 ani, 12 ani, copii care încep să se ridice și să facă din nou folclor autentic românesc curat, pentru că... Da. Ce se întâmplă la Festivalul Drăgan Munteanu, că am fost de foarte multe ori și în juriu, este adevărat, vin tineri care sunt de admirat, pentru că sunt tineri, unii de la 16 ani, da. Și vin cu repertoriu cules, să zic eu, de folclor și am rămas foarte impresionat de felul în care își prezintă melodiile, cântecele și faptul că țin la tradiție. Mă întreba doamna Daniela Băcilă de la TVR, de la Radio Timișoara, ce părere am eu vis-a-vis de folclor, de cum se va păstra folclorul. Acum, e adevărat, zic, de admirat acești tineri și atât timp cât există festivaluri de folclor în România, folclorul va mai exista.
Pentru că acum, să fim și sinceri, ce se cântă acum pe alte posturi sau știu eu, prin înregistrările care le vedem, să zic, pe YouTube sau știu unde, nu mai prea este totdeauna folclor. Există și alt gen de muzică, dar aia spuneam copiilor, zic, eu accept, n-am nimic împotriva voastră ceea ce cântați, asta se cere, acesta este curentul, dar să țineți minte că aceste cântece sau melodii care sunt acum apar, nu știu câte dintre ele rămân așa într-o fonotecă, de-a lungul să rămână, cum sunt, să zic eu, unele cântece din folclor care au rămas și care și acum se cunosc și se... adică în momentul în care ai cântat sau primul vers ai spus, deja oamenii își aduc aminte de cântecul respectiv, doina respectivă. Acum se cântă altceva. N-am nimic împotrivă că se cântă. Foarte bine, dar să știe când trebuie să cântăm folclor, cântăm folclor. Te rog, Rosi, materialul pregătit cu domnul profesor și cu domnul manager, da, o melodie, tocmai că vorbim de folclor autentic românesc și facem un pas înainte, în viitor, după regretatul Drăgan Muntean, trecem la un alt prieten de suflet și nu doar unul, chiar mai mulți, haideți să vedem despre ce este vorba. Dovadă, dragi, ce se întâmplă în ziua de astăzi vedem cu toții. Cu foarte mare emoții urmărim imagini mai vechi. Aici e o filmare făcută de colegul meu, Rosi, destul de veche, nu știu în ce an, dar e clar că după aspectul fizic a fiecăruia dintre cei pe care eu i-am întâlnit și formatul filmării, e o filmare foarte veche. Da. O prietenie care durează deja de foarte mulți ani, l-am văzut și pe Ovidiu Miheț la acordeon, îl salutăm pe Ovidiu. Și nu știu dacă Vali Stăncioi, da, cred că într-o... și Vali era Stăncioi, undeva, da. Era undeva în dreapta, mai avem o filmare cu Vali destul de, tot așa mai veche, în care l-am văzut pe Vali alături de dumneavoastră, dar o prietenie pe care noi o cunoaștem. Și aici eu spun că sinceritatea mea a fost de multe ori debordantă pentru mulți. Păstrătorii ai folclorului autentic românesc. Ciprian Roman
a dovedit de-a lungul anilor și prin melodiile pe care le interpretează și prin dăruirea lui ca om în toată activitatea lui și de la Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara, astăzi domnia sa manager, prin anii pe care i-a petrecut acolo, că a reușit cumva să nu lase praful să se pună pe larda dezestre a acestui județ, vreau eu să spun. Da, a avut grijă să, și de tineri să-i lanseze, adică în sensul să-i aducă în spectacole și să reușească să... Că județul Hunedoara are foarte multe festivaluri, știu așa, și atunci a avut unde să-i împarte pe toți să cânte și să se lanseze în felul lor, fiecare. Dar cu Cipri Roman mă leagă o prietenie destul de veche. Cred că prima dată când ne-am cunoscut a fost când aveam vreo 17 ani, aveam la Brad un festival Felician Fărcașul. Acolo au luat atunci marele premiu și de atunci, să zicem, dă-i-ne prietenia noastră, de când aveam 17 ani, nu știu câți ani are acum, e tânăr oricum. E tânăr, da. Da, și a rămas prieten, am avut atâtea colaborări și la un moment dat colaboram el cu noi, cu Casa de Cultură din Brac, cu Doina Crișului și am fost datorită lui, să zicem așa, am fost în foarte multe spectacole tezaur folcloric, dar într-un format de grup instrumental și am avut foarte mare succes, unde am mers și noi ca și grup instrumental și el ca și solist, bine, acompaniind și, în general, doamna Mărioara avea grijă să, pe lângă Ciprian, și ba eram cu un trio hunedorean, ba veneau din Banat Andreea sau Liliana Laichis, Adrian Stanca, cu care am colaborat, Stăpânescu, și cu ea am cântat în multe spectacole. Ciprian cum spun, suntem prieteni foarte buni și are grijă totdeauna să respecte folclorul. Cred că respectă folclorul și nu se dezice să abată de la... și atunci când cântă la evenimente, chiar. Exact. Nu. Oameni care reușesc, spun eu, pentru că de ani de zile îi urmăresc, îi cunosc, bine știu ce eforturi. Ar fi fost mai simplu pentru mulți dintre dumneavoastră dacă de-a lungul anilor ați fi făcut un pact, să spunem, cu internetul. Poate că era mai lejer la buzunar, adică veneau bani mai mulți mereu. E foarte greu să te ții pe o linie din asta, să nu vrei să renunți la tot ce înseamnă tradițional românesc și să-ți... cred, nu știu, întreb, că eu n-am făcut muzică, sunt și surdă de felul meu. Eu simt muzica, așa cum am spus aici, în stomac, nu aud prin ureche, dar atunci când aud o melodie care îmi dă o senzație deosebită, atunci știu că... Vibrația, probabil. Exact, asta vreau să spun, vibrația acelor melodii, dar și vibrația oamenilor, a ceea ce emană oamenii atunci când sunt în preajma lor. Și da, Ciprian Roman este omul care emană dragoste pentru tot ce înseamnă autentic românesc și îl văd de fiecare dată și v-am văzut de foarte multe ori împreună, pregătind diferite evenimente, v-am văzut în scenă de foarte multe ori împreună, nu doar în filmări. Felul în care discutați, felul în care v-ați apropiat de-a lungul anilor și respectul pe care vi-l arătați unul la altuia. Da, da. Ne respectăm reciproc și întotdeauna am încercat să facem spectacole să fie la nivel profesionist făcute, nu... Nu faceți niciodată. De la asta. Indiferent că am fost într-o comună, nu știu unde am cântat. Sau exact. Pentru noi a fost aceeași... Am tratat la același mod pregătirea, soliștii la fel trebuia să vină să repetăm, nu mai să vină o solist să spună dăm do major sau dăm re major și să înceapă să cânte. E foarte ușor pentru o trupă, dar în momentul în care ai scris
să zic, riturnelele le-ai scris și ataci tu ca orchestră, ca formație, ataci piesa solistului și el se simte altfel și, și noi avem altă valoare. În momentul în care solistul cere o gamă ca și la nuntă, atunci devine așa un spectacol. Hai să cântăm. Mereu întreb pe cei care fac muzică, interpreți de muzică, de interpreți de, cu vocea, instrumentiști, câte ore de muncă e în spatele unei melodii, că nu, sau unui, nu știu, a unei melodii, că până la urmă nu luăm un colaj sau un material pregătit pentru un spectacol, așa cum v-am văzut la repetiții și vă cunosc. Câtă muncă e în spatele unei melodii? În primul rând, să facem o puțină diferență între solistul instrumentist și solistul vocal. Mulțumesc! Dacă este un solist vocal, să zic eu, dat de la natură voce, cu voce dată de Dumnezeu, pentru el este mult mai simplu. Poate să studieze și în baie, și în bucătărie când toacă ceapa sau știu, poate să cânte, să-și încălească vocea. La un instrumentist e cu totul diferit. Dacă mai este și suflător, îți dai seama că nu o să poată să studieze în bloc, dacă stă într-un bloc. Povesteam, da. Da, povesteam chestia asta. Și atunci, plus că orele de studiu pentru instrumentist sunt mult mai multe, dacă ar luăm așa, pentru un instrumentist profesionist. Trebuie să studieze mult, pentru că trebuie să fie tot timpul în formă. Mâinile, degetele, să știu, suflu, musculatura, abajurul, trebuie să fie bine pregătit pentru suflu, pentru că dacă lași instrumentul, așa le spun și copiilor, aveți grijă, lasă instrumentul, nu studiați în fiecare, lasă instrumentul o zi, el te va lăsa două. Adică trebuie să studiezi două zile să recuperezi ce ai pierdut. Asta vreau să-i fac să înțeleagă. Cât de cât, ai bun, ești ocupat, că ai de învățat. No, mulți sunt elevi dintre ei. Asta nu înseamnă că tu n-ai și timp liber. La timpul ăla liber, jumate de oră, când, chiar dacă înveți, să zic, pe ruptere, jumate de oră poți să-ți iei instrumentul, să sufli, să-ți menții forma. Poate nu faci atunci niște acumulări foarte mari, dar poți să te menții și atunci să continui după aceea studiului, după ce ai mai mult timp, să continui să simți tu un progres. Adică, ia încerca să studiezi, vezi că simți de la o zi la alta. Nu simți în ziua respectivă când ai studiat 3 ore sau 2 ore. Nu simți progresul că ai făcut. Dar a doua zi vei vedea momentul în care începi să sufli că tu cânti cu altă lejeritate, sufle în instrument și altfel îți ies melodiile și... Știți? Asta este... Aș vrea să-i fac pe cei de acasă să înțeleagă și o să insist, că noi am mai făcut asta. Știți cum e? După 2 ani te apuci să-ți faci sport că ai luat în greutate și începi cu acele 10 genoflexiuni care 2 zile nu te lasă să mergi. La fel și cu instrumentistul, că eu am tot întrebat, am întrebat și pe Adi, îți amurtă efectiv fața, e antrenament, nu o să poți să urci pe scenă, chiar dacă tu ai aici și cunoști ceea ce ți se scrie și primești o partitură, acele hârtii, acele tablete pe care noi îi vedem acum pe cei de la ansamblu profesionist, că intră foarte mândri cu ei în scenă. E mai simplu decât tot scriptele, cum alea și vântul și exact. În spectacole de afară. Din alea, mai zboară vântul. E foarte simplu să citești. Da, ok, capul te ține, dar nu te ține fața. Pentru... Știi ce se întâmplă la un suflător? În momentul în care nu ești exersat, să zic, atunci la un moment dat îți merge în suflet așa, să zic, câteva minute, la un moment dat simți că nu mai e și se duce aerul pe lângă muștucul. Și atunci tu nu mai poți să-l controlezi, nu mai ai putere să strângi, să sune tu respectiv. No, asta este, la un suflător. De-aia suflătorii, vorbim de suflători, au nevoie de mai mult studiu, să zic așa, ca să ajungă la performanță, trebuie să studieze mult mai mult decât un solist vocal. Dacă e înregistrat de la Dumnezeu cu voce, e mult mai ușor pentru el. Da,
sunt și soliști care exersează și care, apropo de asta, mă întreba Mioara, soția lui Drăgan, odată la un festival, măi, Nelu, dar nu mai vin din ăștia tineri, numai toți vin cu voci studiate. În sensul că, nu, toți, când încep cu canto, profesor de canto și să, așa. Păi, Drăgan a fost un nativ. Pe Drăgan nu l-a învățat nimeni să cânte doina. Drăgan așa a simțit doina și așa o cânta, ca nimeni altul. Se bătea cu, să zicem, cu bănățenii la doina, da. Pentru că era și într-o zonă de interacțiune cu ținutul, Banatul, în, da, Ținutul Pădurenilor. Dar observăm lucrul acesta în concursurile astea, că tinerii vin cu vocile, să zicem, nu neapărat studiate, și probabil de multe ori și studiul acesta care îl fac unii dintre ei, poate le strică. Le scade din personalitate, da. Se spunea și Rosim, spunea în cască, da, e adevărat, noi povestim asta, păcat că nu reușim să... E foarte important studiu, nu contestă nimeni, dar să reușim să fim și, da, dincolo de studiu, mai naturali, să fim, da, cu vocea noastră. Da, cu vocea noastră. Adică studiu înseamnă emisie, respirație, să zicem, mai să ajute pe tineri, că asta e important la un solist vocal. Nu știu, mă bag foarte mult în domeniul acesta, dar știu că emisia, respirația e foarte, ca și un suflător, respirația e foarte importantă, dar în momentul în care vrei să aduci alte inflexiuni, să schimbi vocea ta naturală, care o ai cu altă voce lucrată, nu mai dă personalitate ție ca și artist. O pierzi, pentru că tu te duci, am foarte multe fete, o spun, care mie îmi plac și mi-au plăcut de la început, interprete de muzică populară, care se pierd pe parcurs pentru că vor să fie prea perfecte. Spectacolele de la Vața, de la Băița, de la... Nu sunt festivaluri concurs. Ar trebui să te poți coborâ, să transmiți oamenilor de acolo. Bun, te duci vocea, ți-o lucrezi, te antrenezi așa pentru festivaluri concurs ca cel despre care spuneam și pe care îl iubim, sau altele, că e plin de ele. Te duci la un post de televiziune, la Iuliana... Tudor, nu știu, la Feligia Stoican, dar Stoian, dar nu te la Vața pe scenă trebuie să reușești cumva să te duci acolo în public cu vocea și să pui inima, da, vorba lui Rosi, să-ți pui inima în palmele celor care sunt acolo. O întrebare scurtă și vreau să mergem mai departe pentru că mai avem foarte puțin timp. Care e cel mai greu instrument? Tot am vrut să întreb asta prin prisma dumneavoastră. Care e cel mai greu instrument? Nu neapărat de suflat. Vioara, zic că e considerată cel mai... Cea mai grea? Vioara, să zicem. N-am întrebat așa spune niciodată. Și ca la suflător, zic, clarinetul. Este un instrument... foarte greu. Da. Rosie cu pianul, da. Să ne fie, da, pianul. No, fiecare. Uite, eu o să facem din invitații, să mai îmi întreb și alți invitați, vedem care e. Știu care e instrumentul de suflet, l-am întrebat pe domnul profesor Tibi Coconeț, care e instrumentul cel, așa, și mi-a spus că acordeonul rămâne instrumentul de suflet pentru că e singurul acordeon pe care îl ții pe inimă și că transmiți vibrația. Dar nu suflă. Dar nu suflă, da. Aici o să... Uite, instrumentul de suflet. Am terminat cu campania electorală. De suflet, instrument de suflet, adică sufletul, dai sufletul suflând într-un instrument, nu? Uite, vreau să fac o dezbatere. Uite, îți rosi o idee. Adunăm mai mulți profesori și facem o dezbatere să vedem care e cel mai greu instrument. Că de iubit, toată lumea iubește toate instrumentele. Și mergem la țebia. Ne-a dus Rosi la țebia. Sunt imagini de anul trecut, mai proaspete. Anul ăsta o să ne întâlnim din nou. Știu sigur că la Centrul de Cultură și Artă se pregătește acest festival, Sărbările Naționale Țebia. După festivalul concurs
pe linia mea, pe grila mea de valori, dar e după. E festivalul de la Țevia ca și importanță, a mea personală. Acolo în scenă Ionel Coza, Tera Bul și Petrică Pașca. Și Petrică Pașca alături de orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Eu le spun valorile, comorile județului Hunedoara. Și am ajuns la o poveste, mai avem 5 minute de emisiune, în care vreau să-mi povestiți de prietenia dumneavoastră cu nenea Pera Bulz. Anul trecut am plâns. Eu am plâns anul trecut la momentul final de la Taragod și am plecat din Vața plângând și am plâns până am ajuns acasă. Și Rosi, dacă te rog, pregătește materialul. Da. Bagă ultimul moment de la Vața de anul trecut, te rog. Pe Peral știu, să zicem, de când a început în șos să cânt, prin în clasa 7, așa, 8-a. După ce am terminat liceu, așa, am cântat chiar împreună cu el câțiva ani la evenimente, la anunț, cum se făcea atunci. Asta e din emisiunea, da, din... E de din anul trecut, de la Taragod. De la Taragod, da. Și el fiind el foarte bun, fost prieten foarte bun cu tata, ne-am împrietenit în felul acesta și am cântat împreună. Să zicem așa, ne leagă, să zicem, prietenia prin instrumentul nostru comun, să zic, taragotul. Că povestim și avem multe, no, amintiri și a lui din tinerețile lui și ale mele și întâmplări cu... Am cântat împreună și eu și el cu Drăgan, am colaborat pe ultima perioadă, Pera a fost foarte mulți ani a colaborat cu Drăgan Muntean, înainte eu, și avem foarte multe amintiri, nu? Cântăm, este un instrumentist, a fost un instrumentist desăvârșit, să zicem, un simbol al zonei Zarandului sau a Țării Moților. Vremea respectivă era el aici, atunci Fărcaș, că erau, să zicem, apropiați de vârstă, în Banat era Luca Novac. Și atunci a fost și rămâne, mă rog, pentru zona noastră un instrumentist foarte bun și este cel, până mă gata, vreau să spun, este, cred că el a fost cel care a inițiat sau prin, nu știu, prin el s-a inițiat Festivalul Taragotului la Vață. Și este un festival care adună și vara și anul acesta o să fie foarte mulți taragotiști, nu știu exact distribuția câți vor veni, dar anul trecut parcă au fost vreo 13 sau 14 taragotiști, da. De, nu să zicem așa, de vârste diferite, au fost și tineri care apar și mă bucur că vin tineri, indiferent că din zona Clujului sau din zona noastră vin sau din Banat, de unde vin să cânte la festival. Pentru că acolo există, să zicem așa, se formează așa un nucleu așa de taragotiști. La urmă nu pleacă niciunul, deci după ce susține fiecare momentul lui, nu pleacă acasă. De obicei așa se întâmplă. Soliștii vine și cântă piesele, fac programul și pleacă. Ei, nu. Toți rămân până la final, cântăm cu toții o piesă, două pe scenă și apoi intrăm și ne facem poza de grup cu toți, să avem amintire. Și este așa o mare bucurie. O bucurie... Înainte să ne luăm la revedere, promit să cumva să mă închin de fiecare dată domnului profesor și să-l rog să vină mai des și să păstrăm o colaborare, să-l vedem. Scrie domnul profesor Câlțea: mulțumesc pentru mesaj. Dirijorul, pentru cei care sunt convins că aproape toți știți, dirijorul ansamblului, orchestrei ansamblului profesionist, da, Drăgan Muntean, scrie așa: felicitări pentru emisiune, mulțumesc. Profesorul Ionel Coza, un om și muzician de frunte al județului Hunedoara și nu numai, respect. Așa e, domnul profesor a cântat pe foarte multe scene ale lumii,
nu ale țării. Am spus-o la Vața, îmi pare rău că n-am spus-o să putem să audă peste tot. Domnul profesor a pus, face parte dintre acei oameni care a pus Vața, județul Hunedoara și România pe harta lumii. Dar asta într-o altă emisiune, dragii mei, pentru că asta s-a încheiat. Domnul profesor, eu vă mulțumesc din suflet, nu doar pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce faceți. Mă bucur și eu vă mulțumesc pentru invitație și salut și eu pe toți cei care mi-au transmis mesaje. Le doresc și lor numai bine și să ne întâlnim sănătoși. Doamne ajută! Asta înseamnă bucurie. De-abia apuc să-i mai văd și poate nu se știe, facem o dezbatere că avem încă valori care rezistă și nu ne lasă singuri aici pe lumea asta. Dragii mei, și ne luăm la revedere. Mâine dimineață mergem să căutăm un dinozaur în Țara Hațegului. Dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, dacă am găsit dinozaurul sau nu, rămâneți alături de noi mâine dimineață de la 7 fix, aici la Dale Dimineții, pentru că dacă nu găsesc eu dinozaurul, vine Adina Popa să-l aducă aici la noi la Dale Dimineții. Eu nu știu, l aduce mărime naturală sau unul de pluș. Vedem mâine dimineață și eu sunt curioasă. Până mâine dimineață, dragii mei, nu uitați, vă rog din suflet, noi, românii, noi suntem atât de buni și avem suflet bun și știm cu siguranță să arătăm asta fiecărui om de lângă noi. Dragii mei, nu mai fiți egoiști, dăruiți că de asta aveți, dăruiți din iubirea voastră celor de lângă voi. Nu se știe, cândva o să primim înapoi, când, vom vedea. Noi cu siguranță ne vom întâlni mai jadale dimineții. Vom dărui și vom primi, pentru că dumneavoastră îmi dăruiți în fiecare dimineață. Până mâine, simplu. Eu vă iubesc.